Se pare că pentru acest mini-promo au fost date din nou șpăgi. Nu vreau să zic nimic, dar nu sunt deloc pus în valoare. S-au luat numai imagini cu mine, cu frizuri ciudate, în colanți. Așa apar tu la emisiune. Pe 11 ani în care am schimbat destine, vieți, am dat idei. Am lansat cărți. Am lansat single-uri. Suntem împreună în chestia asta, așa că nu pot să te contrazic. Tot ce a rămas în urma noastră, un băiat într-un balon și unul îmbrăcat într-o pijama de bebeluș. Hashtag atâta s-a putut. Umor nu mai ai, bă, când te-am cunoscut erai... Nu am umor. N-ai avut niciodată, prietene. Deci, nu, acum, na, după 37 mâine pe mine de ani de relație, dar înțeleg că e greu să accept. Dar puteți să ne spui de la început, Răzvane, nu trebuie acum. Păi da, dar până ne-am cunoscut, eram și orb în primii ani. Te vedeam cu alți ochi, puneam pe primul loc alte lucruri. După care, na, trecând partea asta chimică, am văzut că de frumos ești urât al naibii. Dar n-am avut ce să fac, na. Dacă te-ai agățat de ultimul vagon al trenului când a venit la București în 2003, 2 decembrie, cine mai ține minte? Dar nu cred că eu eram ăla, ți-am mai zis, eu cred că tu erai ăla, eu am urcat primul. Nu, Dani, eu am urcat primul. Da. Pentru că am luat bilete din banii mei, ceea ce ai să-mi dai și acum. Am luat sacoul, că aveam unul și îl purtam pe rând. Pot să mă duc până la toaletă, da, ăsta mă așteptam în toaletă, pac, îi dădeam sacoul meu. Unde e Răzvan? S-a răspuns, da, îl iau eu de aici. Așa și în zilele noastre. Și nu aveam CD-ul cu emisiunea demo, drept pentru care ți l-am luat din mână și am zis, hai că poți, hai că poți. Bă, și-a putut-a, nu s-a lăsat. Uite, așa se ținea, ia mă și pe mine. Mai mi-aduc aminte. Asta mi-e mulțamul. Când a reușit să mor pe treapta trenului, pe ultima treaptă, la ultimul vagon, practic, am filmele americane. Nu e în glumă. Nu e glumă. Am sărit și peste un macaz de la care putea să-mi vină... Uite, poate de aia nu am copii încă. M-o fi lovit macazul. Nu mai știu. Nu, Dani, pe tine te-a lovit trenul. E foarte clar că trenul te-a lovit, dar te-a lovit. Exact când m-ai văzut exact în tren. Când te-ai prins cu... Hopa, când am făcut eu, hopa. Nu mai știu dacă am auzit un iei sau un... Nu mai știu că... Era un iei că te împingeam, dar te ajutam cu picior. Ziceam, apucă-te de... Era bun ăsta atunci pe vremea aia. Și ziceam, apucă-te de piciorul ăsta. Cum care? Ăsta! Eu știu că mă apreciez. Ce-ai fi tu fără mine? Ce-ai fi tu ce-ar dacă fi n-aș fără fi existat? Da, 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 da. Am spus că de vineri avem 4 ore, da. Mamă! TBT va fi. Dacă nu vă repovestim ce v-am povestit și anul trecut... Băi, ce să mai povestim, băi, că fii atent, statistic... Noi facem matinale de radio și TV de la... De prea mult. De 20 de ani. Da. Practic, noi am trăit 17 ani în Reșița, punând și perioada scutecelor, da? Și povestim de 20 de ani ce am trăit în 17. Nu vi se pare ceva nenatural? Adică... Undeva ori le înflorim puternic, ceea ce nu e cazul, ori ca doi... Ca să nu zic vorba aia, când eram în războia, în picioare, ținteam